Știți foarte bine, studioul nostru, domnul Diaconescu, seismolog, și aș vrea să-i rog pe colegii mei să vedem unde au fost cutremurile din România și, desigur, să vedem și o hartă cu zona care este afectată în Turcia și Siria, pentru că nu e așa. Trebuie să găsim un răspuns la întrebarea asta, sau cel măcar să încercăm să găsim un răspuns. 5 cutremure în România noaptea trecută. Ora 3 și 26 de minute. La ce oră a avut loc cutremurul din Turcia, primul cutremur din Turcia? Păi avem așa, primul seism s-a produs la ora locală 4 și 17 minute, adică 3 și 17 minute ora României. Atenție! Deci, primul seism în Turcia are loc la ora 3 și 17 minute. Primul seism în România are loc la ora 3 și 26 de minute. Magnitudinea este de 4,6 grade, adâncime 22,5 km, ceea ce eu, ca nespecialist, uitându-mă doar pe date, spun că este tot cu tremur de suprafață, cum a fost și în Turcia, da? Da. Deci 3 și 17 în Turcia, 3 și 26 în România primul. 4 și 9 minute. Ce mai știm noi despre cutremurul din Turcia este că a avut 120 de replici, inclusiv unul cu magnitudinea de 6,7, produs la 10 minute de la seism. Deci pe la 37, mai are loc un cutremur în Turcia. Noi avem următorul la 49 minute, mai mic. 2,6, 16,8 km, tot de suprafață, mai la suprafață. La 4 și 13 minute avem un cutremur de 2,9, tot la suprafață, 16,8, identic cu cel de mai devreme. La 5 și 1 minut, 2,7 magnitudine, la 17,4 km. La 5 și 26 de minute, al 5-lea cutremur, în această dimineață, repet, astea toate sunt din România, 2,1, vedeți, din ce în ce mai puțin, 4,6 2,6, acesta e mai mare, 2,9, 2,7, 2,1 la 21 de km. Părerea profesorului Radulian este că nu am putea exclude să existe o legătură între cele două și unda de șoc să fi ajuns. Dați-mi, vă rog, și harta cu plăcile tectonice. Asta nu e cu plăcile tectonice, este cu zona care a fost afectată. Aceasta este, cum vedeți foarte bine, zona de graniță, este Siria. Avem zona de graniță a Turciei. Aici este Gaziantep, un oraș mare. Până astăzi nu aveam nicio suficient de multe date, însă documentându-ne vedem că este un oraș mare, locuit și așa mai departe. Și o să rog pe colegii mei să ne dea și harta cu plăcile tectonice. Nu aceasta, o dăm imediat cu plăcile tectonice. Dumneavoastră, domnule profesor, ce credeți? Este o legătură între ceea ce s-a întâmplat în Turcia, Siria și ceea ce s-a întâmplat în România? Mircea are dreptate. Discutăm despre niște sisteme tectonice diferite. De plăci diferite, situate pe plăci diferite. Distanța între zona Vrancea și zona în care s-a produs primul cutremur de 7,8 este în jur la vreo 900 de kilometri. Adâncimea fiind superficială, probabilitatea ca undele să fie trigger pentru cutremurele de la noi din țară e puțin probabil. E puțin probabil, spuneți dumneavoastră. Da. Cu toate astea, vreau să vă întreb ceva. Nu exclud, dar vă spun că e puțin probabil. Ok. Și dumneavoastră spuneți nu exclud. Pentru că în momentul de față... Nu avem cum să fim siguri. Ok. Atunci să vă întreb altfel. Ca să pornim de la fenomenul din Turcia, ca să vedem dacă îl cunoaștem foarte bine. Dați-mi, vă rog, încă o dată imagine de la început. Fără sunet, fără nimic, vedem doar imagine cum cad blocurile. Dumneavoastră ne explicați, foarte interesant, științific, că diferența între cutremurul din 77, unde și nouă ne-au căzut blocuri, da, și ceea ce s-a întâmplat în Turcia este un cutremur de 15 ori mai mare. Nu, e mai mare de 15, ci cutremurul de 7-8 a fost de 15 ori mai mare decât cel de 7,5. De 15 ori mai mare. Da. Ok. Uitându-ne la imagini, Turcia, care știe foarte bine în ce zonă se află, nu? Și vezi că le cad blocurile. Ei,
trăind în această zonă, au niște măsuri, înțelegem, speciale pentru cutremur. Că dacă știi că pot fi astfel de cutremure, nu-ți faci clădiri slabe. Ei nu au avut cutremure atât de mari, mai ales în zona estică a Turciei, pe falia est-anatoliană. Falia est-anatoliană, îmi permiteți? Desigur, vă rog, aveți grijă că e o treaptă aici și o treaptă jos. Da. Vine cam așa, exact cum arată harta de ce asta, de shake map. Da, mă rog, nu contează. Da? Deci, și vine așa în jos, are legătură cu falia transformantă a Mării Moarte. Primul cutremur a apărut în apropierea unui triple juncțiuni, unui punct în care se întâlnește blocul anatolian, placa arabică și placa africană. Producerea acestui cutremur poate să fie datorată unor mișcări a uneia dintre plăci bruște. În ultimile 2-3 săptămâni am sesizat că în Turcia au fost foarte multe cutremure de 4 și de 5, mai ales în zona vestică. Blocul anatolian este, să-i spunem, încearcă să fie exclus de placa arabică și rotit, pentru că și falia nord-anatoliană merge paralelă cu țărmul Mării Negre, după care în dreptul Istanbulului suferă o flexură care se duce până în sudul Greciei și se pierde în zona de subducție. Domnule profesor, de când am mai avut noi 5 cutremure într-o noapte, într-o dimineață, într-un interval scurt de timp, da? Știu, nu pot să vă dau un răspuns exact, dar poate să fie de ordinul lunilor. De obișnuit să ai 5 cutremure într-o noapte? Da, este. Deci asta întâmplat. În sine nu este ceva extraordinar. Nu. Singurul care ar ieși puțin din tipar ar fi cutremurul de 4-6. Celelalte de 2 se grupează frumos cum se grupează toate cutremurile din zona Eu am uitat de la începutul anului și nu am găsit de la începutul anului măcar să avem raportat ceva de felul ăsta. Adică să avem cutremur de peste 4 urmat de încă 4. Da, nu știu, probabil că nu există anul ăsta, dar anul ăsta, e vorba de o lună. Dar putem să ne uităm anul trecut. Deci pot exista astfel pot, de... Pot. Faptul că acest cutremur din Turcia este la 3 și 17 minute, dați-mi încă o dată, vă rog, grafica cu acele cutremure de la noi. Faptul că e un interval de timp scurt, poate să existe... Din punct de vedere științific, sau din punctul de vedere al înțelegerii dumneavoastră prin corelarea acestor informații, deci acolo la 3 și 17, aici la 3 și 26, poate să existe o legătură între cele două? Puțin probabil. Poate să existe, dar probabilitatea e foarte mică. În momentul în care plăcile s-ar mișca de felul ăsta, cam de cât timp ar putea să fie nevoie ca să ajungă la o distanță totuși atât de mare? În primul rând, trebuie să ne uităm care a fost directivitatea acestui cutremur de 7-8. El, planul de rupere pe care s-a produs cutremurul, a avut o direcție nord-est-sud-vest. Zona Vrancea este nord-vest. Dați-mi, vă rog frumos, harta cu zona respectivă. În al doilea rând, cutremurul s-a propagat dinspre nord-est spre sud-vest. Prin asta se vede prin intermediul... Deci, așa, exact. Asta ne ajută, da? Da, asta ajută. Să nu uitați de această treaptă aici. Da, nu uit. Așa, deci cutremurul are ce traiectorie? Deci el are nord-est, sud-vest. Nord-vest? Nord-est. Nord-est, pardon. Nord-est, sud-vest. Așa sud-vest. Cum arată treaba okay. asta. Păi, văd că duce spre Black Sea încolo, spre Marea Neagră. Se duce în Caucaz, dar nu... Am și o contribuție. Da. Vă rog. Așa. Există o hartă de... Franța e acolo. Forme finite, care ne arată că epicentrul este aici, iar ruperea se propagă spre sud-vest. Ok. Pornind de la treaba asta. Și în aceste condiții și ruperea se propagă spre sud-vest și directivitatea lui, direcția planului de rupere fiind nord-est, sud-vest, dacă era nord-vest, sud-est ruperea, atunci aș fi zis, pe undele se propagă așa și ajung și la noi
mult diminuate pentru că trece prin sistemul tectonic al faliei nord-anatoliene, care amortizează. Trece până mai sus spre sistemele tectonice din Marea Neagră, falia vest-Marea Neagră, care are o direcție nord-sud și care e un ecran protector. Pun întrebări care ar putea să fie prostești, dar sunt convins de faptul că mulți dintre noi avem întrebări care nu avem legătură cu seismologia. În momentul în care ai atât de multe cutremure, da? Deci ai două mari de peste 7,5 în zona asta, ai 140 de replici, unele dintre ele foarte mari, de peste 6,7. Întrebarea este, în momentul de față, noi știm sigur că turcii au măsurat bine cutremurul, de ce vă întreb? Profesorul Mărmureanu a spus-o, n-am spus-o eu, că domnia sa crede că de fapt aceste cutremure au fost mai mari decât s-a raportat, pentru că cei din Turcia nu ar fi măsurat chiar exact. Eu lucrez cu date de la USGS în privința cutremurelor, să le zic, internaționale. Da. Pentru că ei au un sistem pus foarte bine la punct cu observatoare seismologice în întreg globul. Și sunt cel mai în măsură să dea o magnitudine, o adâncime cât mai apropiate de adevăr. Nici ei, cu toate sistemele lor și cu tot softul lor, nu spun că este 100%. Întotdeauna pun și o marjă de eroare. Okay. În condițiile cutremurului de 7-8, pentru magnitudine, au spus că eroarea e de 0-1. Adică 7-9 sau 7-7. Nu se știe. Adâncimea au dat-o... Bun, acum la cine ați explicat dumneavoastră, e o diferență între 7-9 și 7-7? Este, dar este cea mai apropiată valoare de adevăr. În momentul de față, în opinia dumneavoastră, cei din Marea Britanie spun pot să fie replici sau nu? Okay. Prima întrebare. Al doilea cutremur de astăzi, că eram neuitat la televizor și l-am văzut în direct, al doilea cutremur de astăzi, de 7,5, este replică sau un cutremur nou în sine? Eu cred că este replică, pentru că are același sistem de faliere ca și cutremurul de 7-8. Pentru că și el s-a încadrat în norul de replici până la urmă. Cu cât au fost mai multe replici, cu atât această credința mea a fost pulberată. Pentru că s-a dezvoltat un sistem de, nu că țin cont, sistem de faliere est-vest. Ok. Acum, cu tremure peste 4 în această zonă, la ora intrării în emisie, erau undeva în jur la 50 și un pic spre 60. Probabil că au mai crescut între timp. Ok. Deci ei spun că există varianta să avem cu tremure de aceeași, replici de aceeași magnitudine în perioada următoare. Credeți în asta? Nu mai sunt replici. Conform teoriei, nu. Nu sunt replici. Alea sunt cutremure independente dacă sunt la nivelul lui 7-8. Dar plăcile pot să fie atât de date peste cap încât să existe cutremure într-atât de mari în continuare în aceeași zonă? Da. Este posibil. Gândiți-vă, California. California e despărțită de Statele Unite. Prin falia San Andreas este la o distanță de, mă rog, câțiva milimetri, câțiva centimetri, dar e despărțită. Deci ca să desfaci o bucată de pământ dintr-o altă bucată de pământ, dați-vă seama ce forțe sunt acolo. Aici cutremurul beneficiază și de subducția plăcii africane sub Euroasia, în arcul cipriot acolo, cel mai apropiat. O să vedem în scurtă vreme, doamnelor și domnilor, cum arată noaptea în Turcia, în regiunea aceasta. Vă dați seama, sunt milioane de oameni care în momentul de față n-au curent, n-au căldură și le se frică să meargă în case. Următoarea întrebare, domnule profesor. În momentul în care s-ar continua cu aceste cutremure în acea regiune și profesorul Adulian, dumneavoastră și alții spun, domnule, nu este exclus, noi nu știm, dar nu este exclus, cum ar putea să afecteze zona noastră seismică, la ce ne-am putea aștepta dacă acolo vedem în continuare că iadul ăsta nu se oprește? Iadul se va opri, pentru că nu cunosc
nicio zonă sau nicio perioadă de timp în care să producă un cutremur care să meargă la nesfârșit. La nesfârșit. Replicile vor fi din ce în ce mai mici, vor fi multe, vor fi sute, vor fi mii. În 2013 la Galați au fost 1000 de cutremure. Deci pentru un cutremur de 4 sau 2 de 4 care au fost acolo. Și au fost 1000 de replici, ori la 7-8, mă aștept la 2000-3000 de replici, dar din ce în ce mai mici, până când intră în fondul seismic natural. În această zonă n-a fost niciodată un cutremur atât de mare. Și nici pe falia nord-anatoliană, care este cunoscută că dă cutremure de 6, de 7, dar dă de 7-1, 7-2, aici nu s-au cunoscut. Repet întrebarea mea. Pe noi, dacă vor mai fi replici mari și așa mai departe, ne afectează sau nu? Nu cred că afectează. Știu că e o întrebare la care seismologii se feresc să răspundă. Dar sunt obligat de situație să vă adresez. Ne putem aștepta în viitorul apropiat la un cutremur de peste 7 grade în România? Păi ne așteptăm de câțiva ani să fie. Pentru că toată lumea a vehiculat ideea că vai că la 40 de ani e un cutremur peste 7 în România. Hai că a trecut. Din 7-7 până acum s-a urcat. Și teoria asta că la 40 de ani ar putea... Asta e o chestie statistică care au încercat-o să o facă, dar care nu e probată. Deci eu n-am găsit această ciclicitate. Dar statistic stă? Nu stă? Nu. Deci nu există datele pentru ciclicitate, de pe de altă parte au existat afirmații publice și vă invoc două. Da, știu. Domnul Mărmureanu a vorbit de un astfel de cutremur, dar fostul primar general Sorin Oprescu spunea că are date dintr-un studiu american și a dat niște chestiuni absolut cutremurătoare. Vine un cutremur de peste 7, ne așteptăm la 500.000 de morți în capitala României, la posibila rupere a barajului de la Ciurel, apa ar ajunge, vă citez exact, am și căutat declarațiile domniei sale ca să nu mai adaug eu nicio virgulă, apa ar ajunge la etajul 3 al Spitalului Universitar. Da, doamna Oana Zamfir, Oprescu. Adică nici autostrăzile suspendate nu le vedeți. E adevărat, este pentru că sunt inundate. Nici ce se întâmplă. Nici n-a venit nimeni după aceea să spună Oprescu bate câmpii sau studie. N-au mai avut aceeași reflectare în presă. Au venit. Probabil că este vorba de un studiu făcut imediat după cutremurul din 7-7, când a fost și Richter la noi în țară și au încropit ei acolo un studiu ceva. Eu nu l-am citit, care, nu știu. Dumneavoastră științific să vă spună că ar putea veni un cutremur mare în capitală în anii următori cu astfel de efecte? Cu astfel de efecte nu. Cutremur mare poate să vină. Deci nu trebuie să ne ascundem acum după... Care sunt elementele care ne pun în gardă în legătură cu un astfel pentru de cutremur? Că ciclicitatea a spus că nu există. Nu, ciclicitatea de 40 de ani nu există. Dar... vedeți, dumneavoastră, nu avem, dacă am avea descărcări în zona în care se produc cutremure, sub 100 de kilometri, 110-120, noi mergem până la 150, dar sunt cutremure istorice cu date incerte, să le spunem așa. Adâncime, ziceți. Adâncime. Da, adâncime, da. Nu avem cutremure care să... Bun, și nedescărcându-se, spuneți... Se acumulează și este posibil să producă un...